Să ne împărtășești cu lux de amănunte cum ai întâlnit-o pe soția ta. Da, să știi că... Și cum a luat naștere povestea de dragoste. Eu atunci m-am îndrăgostit de un copil, deși nu-mi dădeam seama. A fost o dragoste așa, exact o dragoste la prima vedere. Deci mai există astfel mai de povești. Mai există dragoste la prima vedere. Da, dar a fost o provocare pe care... Din dragoste a trebuit să o duc până la 18 ani, oarecum am fost și tutore, dar voi ajunge și la asta. Pe Paula am cunoscut-o la Poiana Sibiului, la o nuntă, la nunta uneia dintre perechile noastre de naș. Era o nuntă de 1200 de persoane. Erau slabe șansele să întâlnești. Jucam cu cealaltă nașă, cu Codruța Rodian, artista Codruța Rodian și colega Codruța Rodian, prietena nașa și așa mai departe. Și am văzut-o pe Paula. Întreabă, cine-i copila aia? Dai că spun imediat. Da, așa imediat, s-o informat. I-am scris noaptea, dimineața, când am ajuns acasă. Mi-a răspuns a doua zi pe la prânz. Însă, destul de sec. De ce spun asta? În Poiana Sibiului vorbim și acum de un spirit conservator deosebit. Sunt oameni care au făcut într-adevăr averi acolo, dar cu multă greutate. Până nu m-am însurat cu Paula ca să înțeleg povestea poienarilor, să înțeleg istoria poienarilor, nu i-am priceput atât de bine și pot spune chiar că îi judecam. Și Paula nu a fost foarte deschisă încă de la început. Ea față de mine era deschisă, însă nu putea, avea emoții despre ceea ce va spune comunitatea, despre ceea ce vor spune părinții. Dar am început să discutăm după câteva zile și au durat, cred, vreo 2-3 săptămâni până ne-am întâlnit prima dată. Am făcut-o pe ascuns, pentru că nu avea voie ca fată din Poiana să se întâlnească cu un alt băiat. Și cu atât mai mult tu nefiind de acolo. Eu nefiind de acolo, dar fiind totuși din Mărginime, din cred Mărginime. Că asta m-a salvat cumva, că am fost de-a locului. Câți ani avea Paula atunci? Paula avea 16 ani. Mi-a trebuit să ne vedem doar prima dată, ca să o fac să nu mai renunțe ea. Cum ai reușit? Trebuie să ne mărturisești. Am avut o discuție de câteva ore, o discuție sinceră, așa cum puteam să o am cu un copil. Am înțeles de atunci că e un copil, un copil frumos, un copil bine crescut și un copil, cred că asta m-a atras din nou foarte mult la Paula, un copil ferit de vitregiile și alterarea lumii în care eu deja mă aflam. Era un copil care își petrecea verile la stână, un copil care învăța la școala din Poiana, apoi la liceu la Sibiu, dar a rămas ancorat în acea comunitate sănătoasă din Poiana Sibiului. Întotdeauna mi-am dorit să mă însor cu o fată de la sat. Și uite că Dumnezeu mi-a ajutat, fără să caut neapărat asta. Și ai găsit-o și ca fiind prima dragoste și dragoste la prima vedere. Cred că eu am fost prima dragoste a ei. N-a fost și, Paula prima și invers, dragoste. N-a fost prima. A fost, uite, să știi că la un moment dat prietenul meu, Ionuț Fulea, îmi spunea atunci când aveam eu vreo 19-20 de ani și iubeam foarte mult și iubeam foarte des și eram un veșnic îndrăgostit, îmi spunea, Traiane, tu nu o să te însori niciodată cu femeia pe care o iubești așa. El atunci înțelegea că era o iubire necontrolată, adolescent. De adolescent. Da. Exact. Însă eu nu înțelegeam asta. Și eu, ce are Ion ăsta în cap din spune așa ceva? Ei bine, am înțeles asta când am cunoscut-o pe Paula și cred că responsabilizarea pe care am primit-o automat, acceptând condiția
de a lua sub aripă totuși un copil m-a făcut să iubesc într-un mod matur. M-a făcut să responsabil, o iubesc, așa, da, cum ai zis. Da, m-a făcut să o iubesc, bineînțeles, ca pe o soție, ca pe femeia pe care o iubeam și o iubesc și o voi iubi întotdeauna, dar și ca pe o soră mai mică, ca pe de multe ori am asociat-o pe Paula cu surioara mea, cu Ioana. Diferența de vârstă între ele e mai mică decât diferența dintre mine și Paula. Și întâlnirea cu părinții ei, cum a fost prima întâlnire? Să știi că pentru mine a fost emoționantă. Uite, și acum din nou revin la mama, care m-a ajutat, chiar și cu duritatea ei de multe ori. Țin minte prima dată când am mers în Poiana, în bogăția Poienii Sibiului, să mă duc eu la Paula, mă așteptau, socrul meu era la oi, m-a așteptat soacra și o mătușă de-a Paulei și Paula, bineînțeles, a venit ulterior și un unghi de-al Paulei. Dar la cât timp s-a întâmplat această întâlnire? După ce ai cunoscut-o pe Paula? O lună după ce am cunoscut-o pe Paula, deci totuși m-am mișcat repede, am intrat în Poiana repede. Și am spus mamei atunci, zic, te rog frumos, dă-mi mașina voastră că mă duc la Poiana. Eu aveam atunci o mașină mai veche. Și am zis, nu, dacă te duci, ăsta ești tu. Du-te, fii demn și mândru cu ceea ce ești. Și așa am plecat la Poiana. Îi mulțumesc mamei pentru toate momentele în care a avut atitudinea asta. M-a ajutat și m-a învățat că acum să mă raportez la valorile pe care le dețin eu ca om în primul rând. Valorile pe care nu le-am putut cumpăra niciodată cu bani și pe care nici nu mi le va putea cumpăra să o vinde nimeni vreodată. Și am ajuns la Poiana Sibiului, la Paula. A fost o întâlnire frumoasă, am cunoscut-o pe mama Paulei, am cunoscut-o pe mătușa Paulei, pe unchiul Paulei, unchiul Culiță, care ne e tare, tare apropiat. Am cunoscut niște oameni frumoși până la urmă și niște oameni sinceri. Apoi, după vreo săptămână, o săptămână și jumătate, țin minte că era a doua zi de Crăciun, când eu eram tot cu ochii la ceas să se termine mai repede spectacolul pe care l-aveam undeva lângă Făgăraș la Sâmbăta de Sus, ca să ajung să-mi cunosc socrul, să ajung la Poiana. Acceptase și socrul meu să-i intre băiat în casă. Am ajuns într-un final. Socrul meu e un om simplu, un cioban adevărat, un cioban dintr-o familie de ciobani. Cred că asta au făcut de când există numele lor, Vonica, în Poiana Sibiului. Un om care nu are nevoie de foarte multe cuvinte, dar mi-a spus sincer și simplu că se bucură că vorbim, că au auzit lucruri bune despre mine și pot să discut cu fata dânsului, dar să știu un lucru, că nu are fată de măritat. Acum, chiar întrebarea pe care i-am pus-o în gândul meu, nu pot să o spun în emisiune. Dar după două săptămâni, după alte două săptămâni, am revenit la Poiana Sibiului. Deci totul se întâmpla la o lună, la două săptămâni. Foarte scurt. Mai drăguț. Pe Paula am cunoscut-o în 12 noiembrie și le-am spus socrilor mei că mă însor în 7 ianuarie. Deci în nici două luni. Am ajuns la Poiana Sibiului, era tot mai înflăcărată iubirea noastră. Mie nu mi-era prea la îndemână, fiind învățat destul de liber întotdeauna. Asta și datorită plecării mele la Cluj de la 15 ani. Paula, bineînțeles, era supravegheată de părinți, fată fiind. N-am avut încotro și am simțit pentru prima și singura dată în viața mea nevoie de alcool. Am băut o carafă de vin sau poate două cu socrul meu. Nici nu știam cum să fac, zic, mă, dacă bem prea mult, zice că-s bețiv și nu mă mai lasă cu fata lui. Aveam nevoie de curaj. Ei bine, după ce am băut câteva pahare împreună, zic, domnul Vonica, haideți, vă rog, să vorbim ca între bărbați. Mai eram și eu bărbat la 23 de ani, vai de capul meu. Aproape 24. Zic, și dumneavoastră ați fost ficior și înțelegeți lucrurile ca și mine. Mie nu-mi plăcea pentru că o vedeam pe Paula cu porția, știam că vine vara, Paula ar fi plecat cu dânsii la oi, eu plecam la spectacol, zic, mă, până la urmă, acum ori o să fie a mea, ori le rămâne lor. Și zic, să știți că eu anul ăsta mă însor.
țin minte figura Paulei și figura soacrei mele, care au băgat capul în pământ și nu ziceau nimic. Nu îndrăzneau să scoată un cuvânt pentru că era un șoc în casă acolo. Zic eu, nu stai măsură. Păi cu cine? Păi cu fata dumneavoastră, că de azi la dumneavoastră aici. Și atunci socrul meu, care repet că e un om simplu și sincer, a zis: bătrâne, ești sigur? Zic: domnul Vonica, da, că nu-mi permit să vorbesc copilării cu dumneavoastră. În a doua zi au început pregătirile pentru nuntă. În condițiile în care tatăl Paul îi spusese, nu am fată de... Înainte cu două săptămâni că nu am fată de măritat. E bine, până la urmă nu avea el fată de măritat de Crăciun, dar avea fată aproape măritată la finalul sărbătorilor de iarnă. A doua zi după ce le-am spus socrilor că mă însor și și-au dat acceptul și așa mai departe, m-am dus la mama. Mama pe atunci era încă educatoare, acum e învățătoare. M-am zis direct la ea la grădiniță. Zic: mama, ia te rog loc pe scaun. Zice, zic, te rog frumos, stai jos. Da, Traian, mă însor. Copile, tu ești nebun? Zic: nu, mă însor. Cu cine? Cu fătuca asta din Poiana? Da, e frumoasă, mie îmi place. Zic: bine, să știi că mă însor. Te rog, hai să ne activăm, mă însor. Și cred că în săptămâna aia deja a venit și mama cu noi, ne-am dus să vedem câteva săli. Deja am intrat în... Mama i-a plăcut de Paula tare mult, pentru că și mama cred că o asociată pe Paula cu sora mea, cu Ioana. El erau copilele care au și stat multe vreme împreună, imediat după ce am venit eu cu serviciul la București. Pe Paula am lăsat-o în clasa 12-a, în prag de bacalaureat, singură la Sibiu. Ne vedeam așa, eram turist acasă în weekend. Dar, slavă Domnului, lucrurile au decurs bine. Am cerut-o de soție într-un mod atipic, nu într-un mod sofisticat. De ce? Noi deja stabilisem data nunții. Și mi-am dat seama, zic, stai că trebuie să o cer și de soție, asta n-am apucat. N-aveam cum să apuc în timpul ăla atât de scurt. Și avem undeva în Sibiu, pe dealul Gușteriței, o cruce luminată foarte frumos care se vede din tot orașul. Am vrut să o duc acolo într-o seară, să o cer de soție la cruce, era o panoramă frumoasă a orașului, bine, era zăpadă. Eu aveam o mașinuță mică, un Mercedes A-Class de la vechi, cu o tentativă de cauciucuri de iarnă și am rămas înzăpezit la un moment dat. Spre, zic, mă, ce fac, sus nu mai pot să ajung. Erai la mijlocul drumului. Zic, eu cer aici, eram numai noi doi. Mă dau jos din mașină, ce înseamnă un copil care te crede. Pentru că m-a crezut săraca. Mă dau jos din mașină și zic: Paula, hai să împingem amândoi de mașină din față, că trebuie să o scoatem din zăpadă. Dar în mașină nu mai era nimeni. Bineînțeles, mașina nu se mișca, eram înzăpeziți cum trebuie. Și în momentul ăla, zic, hai că eu mă fac alunec, cad în genunchi și o cer și scot inelul. Bineînțeles că am alunecat, am căzut în genunchi, dar Paula trăgea din mine să mă ridice. Am făcut cumva, de-am scos inelul, i-am dat inelul. Nici nu cred că mai trebuia să mă întreb dacă vrei să fii soția mea odată ce noi aveam nunta programată. Deci lucrurile au fost simple. Dar nu... Iubirea. Aceasta este ca o lumină pusă într-un sfeșnic care luminează toată casa. Prin aceasta veți ști pe unde să mergeți și pe ce să faceți. Să vă păstrați. Ca îngerii să fiți, să moșteniți cerul.